între Sorin și Simona s-a produs o distanțare, iar ea și-a verbalizat apoi intenția de a pune pauză relației. Nu știu, frate, eu am vrut pur și simplu o pauză. Acum văd că... Păi pauză, sincer, ce înseamnă pauza asta în relație? Pauză ca să mă lămuresc în aibă și eu cu lucrurile și să-mi iau o pauză, pur și simplu, să nu mai aud pe taicu să că sună, să mă lămuresc și eu cu mine, să mă reapropii, să mă odihnesc, să mă liniștesc. La naiba. Nu să se ducă la casting să ceară fete. Hai aici, la Florin. Nu mai merg nicăieri afară, că vorbesc prost. Acum, dacă mă întrebați, vorbesc prost, așa că mai bine mă duc, stau singur afară, că dacă îmi dau drumul la gură, vorbesc prost, iar. Oare începe Simona să se îndoiască de ce? Îi se întâmplă din nou. Și mie mi-e frică, pentru că, uite, ne împăcăm mâine. Intră iar. Iar mă zguduie. Câteva minute mai târziu, Simona îi spunea Isabelei că l-ar îmbrățișa pe Sorin. Nu am să mă duc să-i dau îmbrățișare. Să te duci la el? Să-i dau îmbrățișare. Îmi e rușine. Să vă împăcați. Nu știu să ne dai voia să mă... Hai, vină cu mine. Dă-mă la mine. Stai. Nu! Stai! Nu! Stai! Nu! Hai cu mine așa să vedem care sunt spiritele acolo. Hai! Și fii atentă! Eu o să te pun așa lângă el. Nu! Nu! Hai să vedem! Hai! Măi, Simona, ce spune mi faci că nu înțeleg? Păi nu-ți mă duc să-i dau îmbrățișare, dar mi-e rușine. Cui? În cui? Stai că ți-l chem eu. Simona vrea să-i dea un brățișar lui Sorin și zici că e... Nu e acolo? Avem oaspeți.
Ia-ți papuci un pic. Așa? Ia-ți, haide. Hai, du-te, că vrea să vorbească cu tine, Sorin. Stai, prima oară să ies. Simona, sunt eu. Sunt eu. Aoleu, nu mai pot. Voi să-ți dau îmbrățișare. Ce frășoală ai în tine. Nu, nu e. Atât? Doar îmbrățișare vrei să-mi dai sau mâini? Love is in the air. Hai, du-te să-mi ajungi țigară. De ce ți-e frică? Eu mă duc să-i spun că v-ați împăcat. Stai, nu! Lasă-mă să-i spun că v-ați împăcat. Ușile se închid, vă pupați, luați-vă. Aoleu! Vezi că sunt alea pe terasă la ei, du-te repede. Du-te repede și tu, nu! Vino puțin! Nu! Nu, frate! Da. Acum, Sorin, ai văzut și culisele acestei îmbrățișări. Te văd așa un pic resemnat. Păi sau încă nu... Statusul relației clar este același, încă suntem despărțiți, nu ne-am împăcat. Aia nu înseamnă că dacă i-am oferit o îmbrățișare, suntem împreună din nou. Nu mai am atâta încredere cât aveam în Simona. Are mult de muncit dacă mai vrea într-adevăr să fie ceva între noi. Păi hai să întrebăm exact ce vrea Simona. Nu, dar am fost de multe ori dezamăgit pentru că eu nu sunt un obiect, nu sunt o jucărie să mă pui acolo și să mă iei când vrei. Clar am fost și eu atacat în orgoliu. E un om rănit. Clar. Aștept. Las timpul să-și facă treaba. Dar tu ce vrei? Să las timpul să-și facă treaba. Da, dar să-și facă treaba ce? Să treacă toamna, să vină iarna. Adică la ce te referi, la timp? Așa în general, la curgerea inexorabilă sau la ce? Pur și simplu să treacă zilele și fiecare să-și dea seama de ce are nevoie. Păi tu aveai nevoie de el asta. Da. Azi ce nevoie ai? Aș avea nevoie în continuare, dar stau retrasă până când sunt sigură că este ce trebuie. Și cum o să-ți dai seama? Văzând că sentimentul persistă.
și că nu e doar o stare trecătoare. Așa, cine să-și ia cercelul de pe la valieră? Ia, ia-ți ceva de pe la valieră că nu te auzi. Eu? Eu auzi. Da, altă, ne cheamă Simona pe amândouă de asta. Dar de ce a trebuit să te împingă de la spate atâția oameni să te duci să dai o îmbrățișare? Pentru că asta simțeai. Asta simțeam să fac, dar nu voiam să-l pun într-o poziție... Îl simțeai că e supărat. Clar. Uh-huh. Plus că am spus că nu mă voi duce la primul... Da. Semn că ți-e dor? Da. Uh-huh. Bine, am simțit și înainte, dar am stat și până la urmă m-am dus. Dar astăzi cum a fost interacțiunea dintre voi? Nu am prea interacționat, nu? În afară de faptul că i-am dat o pernă că am auzit că i-a morțit fundul pe scaun. Ok, dar așa v-ați îmbrățișat când v-ați văzut azi? Nu. Ați vorbit în pauze? Nu. Nu, dar eu i-am zis, dacă simte nevoia să vină să vorbească cu mine, eu nu sunt sălbatic, pot să vorbesc cu ea. Aia nu înseamnă absolut nimic dacă stăm de vorbă. Dar ție-ți-e dor de ea? Clar, mi-este dor, vă dați seama, dar am zis, atunci când mi-am oferit sufletul pe tavă, nu a funcționat. De data aceasta o să ești joc altă carte. Nu? Inabordabil. Nu, nici chiar așa, nu. Nu o să mai fiu același unul. Doamna Ana... Nu am cum de spus. Adică cum, n-aveți cum? Vă ajut eu. Nu. Îl las pe Sorin. Hai că vedeam că scoateți frum pe nas. Nu mai... Știți că eu văd așa. Deocamdată al treilea ochi. De 10 ani nu mai... De 10 ani? Da. Eu când îmi pun în minte ceva, fac, adică... Și ce v-ați spus în minte? Să nu mai scot fum pe nas. Păi, dar eu v-am văzut, cum? Nu. Credeți-mă că nu. E, las pe Sorin, cum i-am spus. Nu mai scot un cuvânt, credeți-mă, doamna Simona. Nu. Am venit doar cu el să fiu prezent. Da, dar trebuie să-ți dai cu părerea atunci când ești implicată, supă... Sunt de părerea ta. De părerea lui. Pentru că și mie mi s-a părut niște jocuri, nu știu cum să mă exprim, și văd în continuare că sunt niște... De recucerire? Nu știu, de recucerire, nu știu, e problema lor. Nu mai spun decât țin părerea lui Sorin, că mi se pare niște jocuri. Da. Acum, nu știu, tu spuneai, Simona, în testimonialul de după date, că și dacă ar fi să vă împăcați, e frică că iar o să intre tatăl lui Sorin și că o să o las de la capăt. Acum, eu cred că am mai spus cuiva din casă, Sorin, tu dacă nu vrei să mai primești scrisori de la tata, de exemplu, sau apel, înțeleg că chiar azi a primit o scrisoare, tu poți să ne spui și acum sună. Dar nu ne-am obișnuit cu lucrurile astea. Nu am tot exprimat treaba asta că mi-aș dori să nu mai intervină. Deci să nu trebuie mai... Trebuie să fac vreo ceva, vreo cerere, vreo petiție? Trebuie doar să spui că nu vrei scrisori de la tata sau apeluri. Scrisori poate să-mi scrie, apeluri telefonice. Deci scrisoarea o vrei și să nu mai sune. Dacă vrea să-mi scrie, binevenit o scrisoare. A scris, auzi că ai o scrisoare aici, a venit poșta. Ok. Bine, o să primești scrisoarea și apelurile să mai aștepte, nu? Să mai... Mai aștept un pic. În așteptare un pic, nu? Da, îl punem pe hold. Bine, s-a terminat.